Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou vlog de pe canal. Nici nu știu unde să mă uit, aici sau aici, în fine, nu sunt obișnuit. După foarte mult timp mai facem și noi un vlog și nu este unul basic, adică unul normal, o să fie ceva foarte important pentru că vom duce în sfârșit mașina la colantat și la modificat, că nu o să o colantăm, doar o să o colantăm. Bineînțeles, la băieții noștri, la prietenii noștri de la Custom Tuning. Vorbi și am ținut legătura de foarte mult timp cu Cosmin de la Custom Tuning ca să modific cumva aspectul mașinii și asta se va întâmpla astăzi. Chiar dacă este zi, noi o să plecăm undeva noaptea pentru că trebuie să fim în București la ora 10, cam așa, 10-11, și vom pleca de noapte, dar am zis să fac acest intro pe dimineață, pe după amiază, că practic este ora 3 când filmez eu. Am aici și green screen-ul pregătit pentru live-ul de astăzi, fiind duminică, iar mâine, de fapt la noapte, luni fiind, o să plecăm spre București. Cu toate astea, nu uitați de butonul de like și de abonare. Vreau să facem la acest vlog, pentru că nu am mai făcut de ceva timp, peste 15.000 de like-uri. Oare putem să facem chestia asta dacă vreți să mai vedeți vloguri? Și bineînțeles, o să vină și partea cea de-a doua cu transformarea mașinii, cum o să arate. Singurul lucru este că nu o să avem jante, adică nu o să schimbăm jantele acum, pentru că nu am găsit eu ceva ce îmi place. O să mă așteptăm puțin, dar jantele o să vină probabil într-un alt car vlog. Deci nu uitați de butonul de like, de abonare acolo, un like puternic să face peste 15.000 de like-uri pentru următorul car vlog. Și vă spun eu cu siguranță că nu o să fim dezamăgiți, adică cel puțin am încredere că cei de la Custom Tuning o să facă treabă. Mai din cauza asta nici n-am făcut live din prima zi când a venit sezonul, pentru că efectiv am fost plecat și probabil, bine, mi-a spus Cosmin că pe vineri ar fi gata mașinuța, gen ar fi totul gata. Acum să vedem dacă chiar o să se încadreze și o să putem vineri să o luăm, ca cumva săptămâna cealaltă să vină și vlogul cu ea gata. Bine, probabil dacă mă urmăriți pe Instagram la mătălin.23, dați un follow, o să vedeți pe story dinainte. Dar cei care vor să-și ia spoilere poate să intre, dacă nu vreți să vă luați spoilere, așteptați vlogul de pe canal. Cam asta e și intro, pentru că nu vreau să vorbesc prea mult. O să dăm drumul la live cam în decurs de vreo 2 ore, o să editez și eu episodul să-l pun pe canal și ne vedem la noapte când o să luăm mașina și o să pornim spre București. I'm backwoods smoking, I don't own papers, pass that 808. That shit a dome shaker. Oh, bitch, you know I'm grinding like a pro skater, baby mama. Am urcat și noi în mașină, am filmat puțin, dar nu se vede foarte, foarte bine. Mergem să alimentăm și plecăm direct. Din păcate este întuneric, nu o să filmăm prea multe acum, dar am zis totuși ca să filmăm cel puțin plecarea. Gata, am alimentat și noi în sfârșit, e ora 4 ceasul, bine, de fapt aproape 5. Și ne pornim spre drum pentru că avem destul de mult de mers. Put your bitch on my Snapchat. When I fuck up, I make her. She want a chance with me, cause she know I'm a rapper. I give a dick, but I never get feelings, cause shawty, I know what you after. Okay. Suntem pe drum spre București, câțiva kilometri am făcut de la Severin. După cum observați, cam așa se vede în interior noaptea. Prea am avut eu oportunitatea de a vă arăta interiorul pentru că cu restricțiile astea și cu știu că nu mă văd și că nu mă văd, o să aprind imediat lumina, dar cam asta este lumina ambientală noaptea. Se vede destul de bine, într-adevăr, nu am ce să obiectez. Și vreau să vă mai menționez, dacă pot să arăți acolo în bord, faza lungă, asistența la fază lungă și faza lungă automată. Efectiv, când vine o mașină din față, mi se pare foarte tare și nu cred că mă mai pot dezobișnui de acest lucru. Când vine o mașină din față și are, gen, vede imediat farul sau când intrăm într-o localitate, schimbă imediat faza scurtă și după aceea când am scăpat de mașină o să vină imediat pe fază lungă. Ceea ce mi se pare foarte tare, că tu nu mai trebuie să mai stai. Bine, dacă vrei, ai și chestia aia cu fază lungă, fază scurtă, să dai tu manual old school. Dar altfel nu mai ești tu toată ziua ca să faci tu în continuu fază lungă, fază scurtă, să stai pe fază, mamă, vine ala din față, nu vine, nu-l orbesc. Automat, lumina este adaptivă, dacă vine, nu-l orbește și vine toată lumina pe partea dreaptă. Și după cum o să faci și în față, se vede ca și cum ar fi ziua, adică n-am nicio problemă în a conduce cât se poate de sigur. Bine,
limita vitezei legale, logic. Și acum mă văd și eu că am aprins luminile. Cam asta este pe timp de noapte. O să revenim când o să se mai lumineze, pentru că nu avem ce să filmăm acum decât drum și mașini, trafic, bine, trafic e lejer. O să revenim după aceea când se va lumina și sper să nu prindem ambuteiaj mare în Balș, nu? În Balș, parcă? Sau ceva de genul Filiaj, și pe acolo sunt ambuteiaje foarte mari, pentru că, nu știu, traficul tot timpul este foarte, foarte aglomerat pe acolo. Revenim după ce o să se mai lumineze, ca să vă pot arăta și eu altceva. Am avut atât de a vă spune la interior, voiam neapărat ca să vă arăt ambientalul de noapte, luminile ambientale, și cam asta a fost. Tocmai ce am ieșit și noi din Craiova și ia uitați cât de frumos se vede răsăritul. Bine, ce drept că nu vreau mai prins așa răsărit, pentru că nu am avut ocazia să mai ieșim și n-am mai avut din ce cauză să ieșim, dar se vede foarte bine. Am pus și un Insta story oricum. Așa se vede cel mai bine. Da, mai avem ceva de mers, vreo 200 și ceva de kilometri și este ceasul 6:18, după cum observați acolo. Am luat și noi o pauză, ne ducem până la Băiță să facem un mic pipilică, cum s-ar spune. Și aici intrarea de pe autostradă, efectiv o să mai avem foarte puțin, este undeva ora 8 ceasul și într-adevăr uitați-vă ce soare și ce vreme frumoasă este. Cum era mai devreme cu răsăritul și cum e acum, indiferent de situație. Și cu colant și fără colant, da, o să fie mai bombă, după aia arată bine, n-ai ce zice. Nu știu cât de bine se vede de la soare, bine, știu că filmez foarte mult mașina, dar până la urmă este un fel de car vlog acesta, nu un vlog normal, nu? Așa zic. Haideți că plecăm și mergem pe autostradă. Cum s-ar spune, ciocănim spre București. Oricum, pe autostradă nu o să fie probleme, adică e un soare și o căldură destul de, bine, nu foarte mare, dar pentru perioada asta, sincer, e chiar frumoasă. Frumoasă vremea, după cum puteți observa în față chiar. Da, ne vedem direct de la Custom Tuning când ajungem. Și în sfârșit am ajuns la Custom Tuning, doar să vă uitați ce mașini avem aici. M-am uitat puțin, am pus și pe Insta. Avem acolo și un Lamborghini care cu siguranță este la colantat și o să urmeze să fie colantat acolo. Și încă un Mercedes aici, numai mașini de top. N-am ce să zic. Hai să vă arăt puțin, așa că nu vreau să pun mâna să fiu prea așa. Vezi, de asta este bine ca să știi pentru ceea ce muncești. Să-ți cumperi unul din ăsta. Da? Într-adevăr, și de la spate cam așa arată. Prea frumos, n-am ce zice. Da, și Lamborghini Urus, care mi se pare că este ediție Mansory sau ceva de genul, nu mă pricep eu foarte mult. Da, exact, Mansory scrie acolo. Dar interiorul face tot. Cam așa arată pe interior. Frumos, frumos, frumos tare, n-am ce să spun. Rămân fără cuvinte. Chiar n-am ce să spun. Și din față, cam așa. Deci că e bed mobil. Gata, oficial intră mașinuța acolo, la băieții de la Custom Tuning. Vineri de-abia o să o luăm înapoi. Toate lucrurile și componentele sunt gata, au venit. Le-am dat comandă din timp. Îi lăsăm pe băieți să facă treaba. Nu uitați să dați un follow acolo la Custom Tuning, pentru că sunt cei mai buni în ceea ce fac. Am lăsat și mașinuța, a zis că undeva pe vineri este gata. Deci mai avem de așteptat și drept. Trebuie să pun masca la gură, dar aici nu este lume, deci este foarte, foarte lejer. Mergem pe aici prin mall. Mai pierdem timpul pentru că, știți cum e vorba aia, vii cu BMW-ul, pleci cu troleu. Cam asta se întâmplă astăzi, dar până vineri. Sincer, număr zilele. Să vedem transformarea pe care o să o avem la mașinuță, sunt foarte curios cum o să fie. O să mai filmez pe aici ce e de filmat, mare lucru nu prea am, ce e drept. Vineri, deci o să fie partea aceasta prima în care am dus mașinuța și o să mai vină și partea cea de-a doua, unde eu cred că o să filmăm mai profesionist. Că sigur, sigur, o să fie mai profesionist filmarea și să vedem transformarea. Cu ocazia asta mergem și cu metrou. Păi și sincer, frumos de tot cum am făcut aici. Se pare că au renovat bine, a mai fost în trecut, când am mai stat eu prin București și făceam atletism. Nu e ca și cum e prima dată, dar sincer nu mai pot cu a mască, m-a omorât. Hai că am ajuns și la gară, am luat puțin metrou, n-am mai filmat metrou pentru că am zis că na, e aglomerat și așa mai departe, e verde. Și exact cum vă spuneam, nu este clickbait. Am lăsat BMW-ul, chiar plecăm cu troleu, de fapt cu trenul. Nu știu dacă se mai spune troleu în 2000,
21 chiar. Da. Trenul magnific, o să vedeți cât de ce lux avem, ce fa, mai ales băile sunt incredibile. Cine n-a mai fost în gară sau n-a fost niciodată sau a mai fost, cu siguranță n-a mai fost schimbat nimic pe aici. Totul este vechi, cum ne place nouă, pe Barosăneală. O să mai așteptăm ceva după tren, să vedem la ce linie sosește. Am luat la clasa 2, nu știu care e diferența între 1 și 2. Da, vom vedea împreună. Da, și o să căutăm linia să vedem unde o să vină, unde o să parcheze trenul, în ghilimele să parcheze. Ia vezi că am ajuns și în tren. Cam așa arată, ia uite cât de curat este. Mamă, frate, au lăsat și niște urme acolo, cred că au fost niște cimpanzei, niște urși. Grizzly, cred că s-au urcat cu mâine. Nu vă mai arăt așa decât de la distanță. Ia uite, frumos desenat acolo. Numai artiști avem în România asta aici, nebuna, ca București. O curățenie splendidă. Aici peronul, frumos, elegant, cât de cât. Și bineînțeles că stăm și cu mască în tren, adică nu n-o se pune problema, dar n-au dat ăștia drumul la frig, de căldură, am să zic chiar căldură, e mega căldură. Ia uite cum este geamul ăsta, vezi. Mamă, de când nu s-a făcut curățenie, cred că dai cu, dacă dai mâna cu mâna în asta, iasă praful din ea. Da, astea sunt condițiile, n-ai ce să faci. Din păcate, dacă trenurile sunt de acum 50 de ani, n-ai cu ce să schimbi infrastructura. O să mai filmez de pe drum, probabil o să mai pun momente de pe geam, cine știe, dar nu prea se văd foarte bine pentru că sunt pătate, sunt murdare. Și probabil o să fac outro-ul de acasă, cine știe, pentru că nu am ce să vă arăt foarte, foarte mult de pe drum. Cam asta a fost și prima zi în care am dus doar mașina la custom tuning. Important este ziua finală de vineri, când o să o luăm. Atunci o să fie important și nu trebuie să ratați. Am lăsat-o acolo și băieții profesioniști își fac treaba. Hai că am plecat oficial și din Craiova. Nu prea am prins prea mult pentru că era un tren aici parcat tras pe linia aceasta. Mai avem puțin, bine, puțin mai mult că durează foarte mult să coborăm balota, pentru cei care nu cunosc acest lucru, pentru că deoarece tot timpul se frânează foarte mult acolo pe balota și pierdem timp. Da, o să revenim direct din Severin pentru că mai mult de cale ferată și boscheți nu vei mai vedea altceva. Și deja nici nu cred că o să se mai audă prea bine. Ulterior am ajuns și acasă, este cea de-a doua zi, am terminat și live-ul și mă pun la editat. N-am mai făcut outro la acest vlog pentru că nu mai aveam ce să mai filmez. Am ajuns, era întuneric și nu mai avea sens. Am terminat și eu live-ul, am reușit să facem pe Bell din a doua zi rank 30. Dacă nu ați văzut cumva live-ul, îl găsiți pe canal. Și cam asta a fost și vlogul, v-am spus, nu uitați de butonul like, faceți 15.000 de like-uri. Iar vineri, țineți ochii pe Instagram pentru că mergem să luăm mașinuța. Și o să vină probabil, dacă luăm vineri, car vlogul pe undeva sâmbătă, duminică, probabil cam așa ceva de genul, că va trebui să iau videoclipurile, gen părticelele de videoclipuri, o să le iau ca să le editez și dacă vor avea gen memorie foarte mare și le voi filma în 4K, mai mult ca sigur o să stau mult la editat. Dar o să apară mai mult ca sigur, de stați pe aproape. Cu toate astea, nu uitați de butonul de like și de abonare și ne vom vedea data viitoare la un nou vlog. Pa, pa!